Agvila Part Prod, o companie care oferă soluții integrate de distribuție și logistică prin vânzarea de produse și servicii complementare. O companie mare, importantă, cu o cifră semnificativă de afaceri. Pe partea de active vedem un avans cu 19% a activelor imobilizate ca urmare a creșterii de 60 de milioane de lei activelor corporale, compensată cu o scădere de 23 de milioane de lei a împrumuturilor acordate părților afiliate. Activele circulante au fost ușor mai mari decât cifra raportată de companie la finalul anului 2021, însă există variații, ușoare scădere ale stocurilor și sume alocate investițiilor pe termen scurt și un avans al creanțelor, în care este inclusă o sumă raportată anul precedent ca și datorie de rambursare, fiind aferente reducerilor acordate clienților. Datoriile pe termen scurt rămân similare cu 2021, cea mai mare parte reprezentând datorii comerciale, în timp ce datoriile pe termen lung au crescut cu 137%, ca urmare a triplării sumelor aferente porțiunii pe termen scurt a leasingurilor. Veniturile au crescut în anul 2022 cu 14,54%, în timp ce cheltuielile totale au crescut ușor sub, fiind mai mari cu 14,03%. S-au majorat cu 180 de milioane costul cu vânzările, cu 30 de milioane costul cu personalul și 19 milioane costul cu alte cheltuieli de exploatare. Veniturile financiare au fost pozitive, plus 3,7 milioane lei, versus o pierdere de 2,86 milioane lei în 2021. Toate acestea au dus la o creștere a profitului net de 14,5 milioane lei, respectiv plus 20,45%, profitul exercițiului financiar 2022 fiind de 85,23 milioane de lei.